4, Rădăuțean. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stop cadrul Rădăuțean, o emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Prima rubrică din emisiunea noastră de astăzi, prima zi de muncă a noului primar. Primarul Aurel Olărean și-a început activitatea luni 23 iunie, în jurul orei 11, când a intrat în primărie alături de soție și un sobor de preoți, care în frunte cu starețul de la Sihăstria Putnei, a oficiat o slujbă de sfințire a birourilor. La ceremonia religioasă au îngenunchiat alături de primar, salariații primăriei și cei care i-au fost alături în campania electorală. După un raid fulger prin toate birourile primăriei și investigații privitoare la buget, prima măsură adoptată de noul primar a fost renovarea biroului. Până la încheierea acestor lucrări, pe perioada săptămânii care a trecut, biroul edilului șef a fost în aer liber la poarta primăriei. Amănunte despre inițiative, măsuri și proiecte ale noului primar sperăm să obținem din conferința de presă promisă pentru săptămâna viitoare. Nimic nu se poate face fără ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă înțelepciune, Dumnezeu ne dă putere, Dumnezeu ne dă luminarea minții. De aceea trebuie să și ne bucurăm că domnul primar a ales ca să-și înceapă să vă dea putere să faceți lucruri cât mai frumoase pentru rădăuțenii aceștia care așteaptă de la dumneavoastră, de la cel mai mare, de la domnul primar, până la cel din urmă funcționar aici în această instituție, așteaptă lucruri bune și deosebite de la dumneavoastră. Așa să ne ajute, să vă ajute Dumnezeu cu toți. Amin. Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Acum, părintele, o să meargă să sfințească. Ok. Dânsa. Jurii dânsa. Deocamdată e concediu. Eu zic, povestea. Ok. Închideți. Eu vă sitați? Da, noi trebuie să ne apucăm de treabă. Banii avem. Știți ce e în cont? Extrase, repede. 5 minute extrasele. Hai, repede, repede. Cu asta începem. Cu extrasele. Bani, v-am zis. Extrasele, extrasele, doamne. Bă, mașina, aici, domnul Bataman. Bă, Bataman, dar e constructor aici. Aș vrea aici. Eu credeam constructor, nu știu la ce oare. Domnul meu, dacă nu afectează stâlpii, stâlpul ăsta e stâlp. Dar e gol. Aici nu e gol. Repede și dai bor mașina și spune secretarul să fie când dai bor mașina, să-l lovești cumva. Dai repede și ce am aici? Șefu, să trăiești bine! Geam! Dacă nu-ți lași birou, pune-te unui geam. Expertiză? Da. Dacă nu-ți lași birou, pune-i geam. Nu găurim aici, dar repede unui geam. Unde? Caută să repede un birou. Până seara îmi spui, în 2 ore. Nu vreau cu geam, nu las. Pune-te lumea la vedere. Nimeni nu stă, hai că dăm timp, extrasele. Rămâneți cu noi în momentele ce urmează pentru rubrica Cultural. Se apropie zilele municipiului Rădăuț și aflăm amănunte despre desfășurarea acestora. Cum va fi Târgul Olarilor în acest an? Eu sper din toată inima că va fi foarte bine, așa cum a fost și în ceilalți ani. Ne străduim din toată inima să punem umărul la lucru și lucrurile se iasă cât mai profesionist. Ieri am participat la cea 26-a ediție a Târgului Olarilor de la Iași, unde m-am întâlnit cu majoritatea meșterilor populari, pe care îi cunosc de ani de zile. A fost o întâlnire deosebită, încărcată de amintiri și de prietenie. Prietenia este un lucru rar în ziua de astăzi și am primit ultimele confirmări.
Configurația târgului de anul acesta va fi foarte bogată, alături de meșterii olari, cei mai valoroși de la cele mai importante centre din România, vor participa și alți meșteri. Și ne străduim, și eu mă străduiesc, și nu în mod abstract, din postura de director a unui muzeu sau de administrator, ci într-o postură apropiată meșterilor populare, aceea de artist. Și vreau să vă spun că în vechime nu exista această dihotomie, această separație între artist și meșter. De fapt, termenul de meșter însemna în vechime și ar trebui să însemne și astăzi maestru. Unde vor expune olarii care vor... Standurile meșterilor populari, ca și în ceilalți ani, se vor afla așezate, configurate pe strada din fața magazinului general. Ne-a fost acordată întreaga stradă. Este un loc foarte bun, este un loc generos. Ei sunt bucuroși să participe pentru că noi le acordăm toată atenția. Și eu mă străduiesc din toată inima ca fiecare om să fie mulțumit dintre cei valoroși. Și vă spun asta pentru că este o șansă pentru fiecare meșter popular artist să vină să expună într-un târg, cum este și târgul de la Rădăuț. Din ce zone vor veni? Din zone cum ar fi Arad, Cluj, Baia Mare, Horezu, Vâlcea, Galați, Vaslui, Iași, Pașcani, Dorohoi, Botoșani și din județul nostru, de la Fălticeni, Odorheiu, Secuiesc, ca să dau câteva dintre cele mai importante centre, Meșteșugări, Timișoara. Ceramica de Colibava va fi prezentă? Sigur că da, nici nu se poate concepe ca un târg la Rădăuț să fie fără să lipsească cel mai important meșter popular din zonă. Și vreau să vă spun, țineți minte că este o șansă pentru fiecare meșter să participe la una dintre edițiile acestui târg. Țineți minte că eram la dumneavoastră în studio cu ani în urmă, împreună cu Wesley Dolinsky, cu comisarul expoziției mele de la Chicago și Washington, și se afla lângă noi și senatorul Theodor Hauke. Tocmai primisem atunci o invitație de la o lojă din Japonia pentru o invitație într-o expoziție la Centrul Cultural din Tokyo și nu aveam bani ca să transport lucrurile acolo. Și domnul Hauke, care era prieten cu domnul Traian Băsescu, care la vremea aceea era ministrul transporturilor, ne-a oferit gratuit transportul cargo cu vaporul în Japonia. Dar, din nefericire, după 2 luni de zile, domnul Băsescu a renunțat la postul de ministrul al transportului și expoziția n-a mai avut loc. Deci, vedeți, asta este destinul. Și eu mă străduiesc foarte mult ca să nu ne dreptățesc pe nimeni și mai ales ca nici cum un impostor să ia locul unui meșter autentic. Totdeauna am în minte modelul acela vechi, antic, al arhitectului Hiram din Tir, care a construit templul lui Solomon, una dintre marile minuni ale lumii antice, și care a fost ucis de către 3 impostori care voiau să ia locul, să aibă acces direct la valorile spirituale, fără niciun fel de calificări, dar cu toate acestea, pe mormântul lui Hiram a răsărit o creangă de salcâm verde, care înseamnă că nimic nu moare din ceea ce este valoros. Binele, adevărul, frumosul. A existat dintotdeauna contradicții între fals și original, între meșterul adevărat, cum spuneați dumneavoastră, și falsul meșter. Vor exista fără îndoială și în acest an acei vânzători de iluzii, de baloane, de bâte de baseball și așa mai departe, care vin să umbrească puțin din arta olarului, care vine să-și expună marfa de la sute de kilometri uneori, să stea în soare pentru a-și vinde câteva blide sau ulcioare. Noi nu avem îngăduința, din punct de vedere deontologic, ca să-i lăsăm pe acești oameni să facă lucrul acesta. Însă, vreau să vă spun că un târg din acesta trebuie să suplinească ceea ce era în vechime un iarmaroc, sau cum erau nedeele și nedeuțele în vechime, care erau momente de bucurie generală în care omul sărac putea să achiziționeze cu bani puțin lucruri făcute de mână, să se bucure. Erau momente de bucurie, de însoțire, când se alegeau mirii și miresele, se făceau schimburi comerciale, se făceau schimburi spirituale. Deci există și o fațetă de spectacol, de frumusețea acestui târg prin multiplicitate, nu printr-o
cum să zic, uniformitate și nu printr-o selecție dură, numai a vârfurilor, valorilor cel mai importante. Atunci lucrul acesta devine ceva valoros pentru specialiști și nu mai este spectacol. Gândiți-vă și la muzeu. Muzeul, dacă am pornit numai din punctul de vedere al valorii informații, muzeul ar fi ceva abstract, ar fi ceva rece, dar muzeul trebuie să fie înainte de toate o expoziție, ceva care se bucure, ceva, un spectacol vizual, și atunci trebuie să pui lucruri de valori diferite ca să fie, ca lucrurile să iasă în evidență. Prin cum v-ați organiza financiar în acest an? Suntem sprijiniți de către primărie și anul acesta, ca și în anii trecuți, și totul este foarte bine. Este foarte bine. Avem posibilitatea să organizăm târgul așa cum trebuie. Și eu sunt convins, domnul Cărdeiu, că vor exista comentarii. Dar, ca să le iau înainte a celor care vor comenta, bunăvoința mea, eu îmi pun tot sufletul și toată inima și toată dragostea în ceea ce fac. Și am să dau un citat. Cea mai mare bucurie e atunci când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și el e rău. 17 ani de tradiție folclorică. Festivalul Internațional Etnofolcloric Arcanu revine de zilele Rădăuțului în orașul nostru. Va fi această ediție mai bună decât cele anterioare? Nu pot să mă pronunț încă de pe acum. Din punctul nostru de vedere, adică al numărului de formații, al calității artistice a formațiilor, cred că va fi, dacă nu mai bun, cel puțin la fel de bun ca celelalte. Din celelalte puncte de vedere, să știți foarte bine, în fiecare an punem aceleași probleme, stăm proști cu finanțele, dar încet, încet o să ne zbatem, să ne putem încadra și în bugetul care ne-a fost alocat și sperăm să iasă bine. Anul ăsta avem formații din Italia, din Austria, din Polonia, din Ucraina, din Republica Moldova, avem din țară, din Sibiu, din Olt, din Turda și din Botoșani, plus cinci ansambluri din județul Suceava, din Bucovina. Programul manifestărilor rămâne cam aceleași care au fost și anul trecut. Începem cu o paradă, terminăm tot cu o paradă, spectacole multe, nu va fi recital Sofia Vicoveanca, va fi recital Margareta Clipa, pentru că doamna Sofia este ocupată în perioada asta, plecată din țară. Dar Margareta Clipa este tot de-a noastră, mai ales că a crescut la noi, pe scena Casei de Cultură. Aici a început să cânte. În rest, trebuie să vă spun, așteptăm și noi, confirmările le avem de la toate grupurile. Am primit o lovitură puțin pe la spate a noastră, din partea prietenilor noștri bulgari. Am uitat să spun că vine și un ansamblu din Bulgaria, un ansamblu de studenți din Rusie. Am invitat un ansamblu din Turcia, unul din Macedonia și unul din Georgia, ansambluri foarte bune. Însă bulgarii au pus o taxă de tranzit de $80 de persoană și nu mai pot veni, n-au bani. Numai în astea trei formații. Totul se învârte în jurul banului. Aveți bani de cazare? S-au stabilit deja locurile unde vor mânca, unde vor fi cazate formații? Da, totul este rezolvat. În sensul, materialele publicitare deja le avem. Afișe, programe, panouri, locurile de cazare, locurile de masă, totul este stabilit. Casa de Cultură este renovată? Este renovată, mai avem puțin și să terminăm măcar porțiunea asta de aici, că în partea aia o să mai fie de lucru după festival, dar o să fie, sper eu, bine și în interior, tot am renovat. Sigur că grupurile care au mai fost de la noi, puține din care vin anul ăsta au mai fost la noi, o să rămână și ei, cred că impresionați de faptul că am reușit să renovăm Casa de Cultură. Este, zic eu, un lucru mare pentru municipiul Rădăuț. Ce nemulțumiri ar fi? Deocamdată nu mă pot pronunța, știți? Să mai așteptăm câteva zile, să vedem. S-ar putea să nu mă trezesc cu vreo surpriză, ca un ansamblu să-mi spună, doamne, în ultima zi, am mai pățit, îmi spună, doamne, nu mai putem veni. Dar nu cred, pentru că am confirmările de la toți. Și în rest, din punct de vedere artistic, eu știu formațiile care vin, de Sibiu, nu mai spun, de Olt, nu mai spun, Colelia, o știți, din Olt, din Botoșani este un ansamblu balada foarte, foarte bun, și aia din Turda, toți sunt foarte buni. Deci, din punctul de vedere al calității artistice și al spectacolului, eu zic că va fi foarte bine. We'll be right back.
să... Spune-mi ceva despre tine. De ce crezi că ai fi bun în rolul eroului? Îmi place să merg tare. Fetele mă adoră. A, da? Machiajul. Ok, acum joacă. Vreau emoție. Hai, acțiune. Maică ta plânge, taică tu urlă de durere. Așa, mai multă expresie. Excelent, te-am luat. Așa, după cum știți, dintr-o emisiune anterioară, pompierii rădăuțeni au efectuat un stagiu de pregătire în Franța. Cu amănunte vine chiar acum comandantul Sorin Popovici. În perioada 13-24, luna curentă, o delegație compusă din 5 cadre militare din cadrul detașamentului Rădăuți, printre care am avut plăcerea să fac parte și eu, împreună cu 4 șefi de tură de la cele 3 gărzi și totodată 4 pompieri voluntari de la serviciu voluntar din Bivolărie, am desfășurat un curs de perfecționare în departamentul Saint-Men din Franța. A fost un schimb de experiență deosebit. Și ca să nu uit, prin posibilitatea, sau mai exact prin bunăvoința domnului Jean Calvet, care ne-a adresat invitația, am intrat în contact cu tehnica franceză, am intrat în contact cu tehnicile de lucru, am intrat în contact cu întreaga gamă de operațiuni pe care salvatorii pompieri din Franța le execută. Stagiul, cursul de perfecționare, s-a desfășurat în 2 etape. Prima etapă, în centrul de perfecționare Giursi, care pregătește salvatorii pompieri din cadrul departamentului menționat, și cea de-a doua etapă, am desfășurat antrenamente, vizite în 3 cazări ale grupului de vest din cadrul departamentului. Caracter de noutate pentru noi a fost faptul că instructorii francezi au fost deosebit de receptivi, am avut posibilitatea, pe lângă partea teoretică pe care aceștia ne-au prezentat-o, să ne includă în programul lor de pregătire. Astfel, cel puțin în centrul de perfecționare, am desfășurat activități pompieri francezi, participă la toată gama de acordare a primului ajutor persoanelor și pentru mica urgență și marea urgență, am avut posibilitatea să desfășurăm activități de salvare, descarcerare, activități de salvare de sub dărâmături, din subsoluri, și aici o activitate practică pe durata a 6 ore
parcurgerea unui labirint de 62 de metri cu diferite porți de acces, diferite căi de acces în condiții de vizibilitate zero și cu aparatele de respirat, și cea de-a treia zi, tehnici de lucru cu focul, când pompierii cu care am fost au participat efectiv la o tehnică de lucru cu focul la temperaturi de până la 1200 de grade. Repet, 1200 de grade și pentru noi a fost un caracter de noutate. Am putut acționa în interior cu costumele pe care partea franceză ni le-a pus la dispoziție și care ne-au oferit încredere în activitate. Celelalte zile, după cum vă spuneam, ne-am deplasat la 3 cazări în care am putut lua contact cu tehnica din dotare, cu celulele de intervenție pentru probleme legate de accidente în care sunt incluse substanțe periculoase, probleme legate de accidente chimice, alte celule de intervenție în cazul incendiilor de mare amploare, incendii de pădure sau cvartale de blocuri, cvartale de locuințe, pe înțelesul nostru, autoscările din dotare pe care am reușit sau de asemenea instructorii francezi ne-au oferit accesul și au fost întinse autoscările la lungim de 30-35 de metri și de asemenea caracter de noutate pentru că autoscările erau manipulate direct din nacelă și aveai posibilitatea accesului în orice zonă doreai, continuând ulterior cu organizarea, planificarea, întocmirea documentelor operative și tot ceea ce fac în cadrul unui program de lucru. Programul de lucru pe care noi l-am observat este același ca și al nostru, structurat, însă consider că acel grad de conștiinciozitate cu care se execută în Franța ne dă încredere că pe semne și la noi peste ani se va ajunge la acest lucru. Vreau chiar să vă întreb, după ce ați traversat o asemenea experiență europeană în adevăratul sens al cuvântului, întors în baza de aici, de la Rădăuți, cum mai priviți viața de pompier? Este o întrebare grea pentru mine, pentru că în momentul de față încă nu am reușit să-mi limpezesc toate gândurile. Colegii cu care am fost, șefii de tură de care vă spuneam, am încercat în zilele în care ne-am întors, în cele 2 zile, să centralizăm toate informațiile pe care le-am primit. Pompierii francezi, spunându-le toate activitățile pe care de asemenea le desfășurăm și noi, și-au exprimat admirația față de posibilitățile pe care le avem, pentru că trebuie să recunoaștem tehnica de luptă pe care o dețin aceștia, este mai avansată decât a noastră. Însă, cred că la noi principala problemă este mentalitatea și mai ales, cum spuneam, conștiinciozitatea. În orice subunitate de pompieri la care am fost, am reușit să observ întotdeauna că fiecare pompier știe foarte, foarte bine ce are de făcut. Deci nu este nevoie ca șeful să umble zilnic după el, să-i stabilească, facem știu ce lucru sau este nevoie. De la programul de dimineață în care aceștia preiau sarcinile de serviciu, în tot parcursul zilei desfășoară activități ca și noi de pregătire, însă gradul de conștiință pe care îl manifestă fiecare, poți observa că lucrurile curg mult mai ușor, mult mai simplu. Sărim peste a vă întreba de ce ați fost și ajungem direct la ce se va rezolva prin vizita dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, subalternilor dumneavoastră acolo. Dacă tragem acum o linie și spunem când vom ajunge și noi la acel stadiu sau ce ne lipsește, să egalăm. Cum am și ordin și totodată ca după orice misiune pe care o desfășurăm, în zilele acestea lucrez la un material prin care raportez domnului inspector șef, domnului colonel Lulciuc, toate amănuntele pe care le-am parcurs, pe care le-am desfășurat și concluziile pe care le avem, cum știu că are o deschidere spre tot ceea ce este nou,
cred că mare parte din concluziile noastre vor putea fi implementate în cadrul detașamentului ca organizare. Deci mă refer aici de la întocmirea documentelor operative care sunt mult mai simple și consider chiar mai eficiente, ceea ce am putut vedea în cazări, în punctele de comandă, pentru că vă spuneam, partea franceză ne-a creat posibilitatea să filmăm, să vizităm absolut tot, inclusiv punctele lor de comandă, dispeceratele, cum le spunem noi, hărțile de organizare, întrebuințare a forțelor și mijloacelor. Deci plecând de la organizare, trecând ulterior la planificarea muncii, turele operative, cum sunt numeric și aceștia într-o cazarmă sunt în număr de 15-16 pe tură, exact ca și la noi, cred că nu stăm rău deloc la efectiv, numeric, stăm puțin mai rău la planificarea serviciilor și mai ales în formarea fiecărui servant pe mai multe autospeciale. Din păcate, la noi, în momentul de față, nu suntem suficienți pe fiecare autospecială formați la nivelul acestora. Cred totuși că într-un timp de 2-3 ani, dacă lucrurile vor evolua în modul în care au evoluat în ultimii 2 ani, și noi putem să avem o evoluție. Bineînțeles, ca o glumă, dacă și ei vor rămâne pe loc, pentru că ulterior vom avea din nou de recuperat. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stop cadrul rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Invitat în studio. Să spunem bine ați venit în studioul nostru, domnul inginer Mircea Irimescu. Bine v-am găsit. Domnule inginer, după alegerile locale ați dobândit funcția de consilier. Ați candidat ca primar, n-ați reușit, în fine, până la urmă sunteți în Consiliul Local, unul dintre cei doi membri ai Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Felicitări pentru ceea ce ați obținut și poate este o dezamăgire pentru dumneavoastră faptul că nu ați ajuns primarul Rădăuțului. Într-un fel este, mai ales când văd acum rezultatele finale, dar totuși, așa, la o reflexie la rece, pot să mă declar mulțumit. N-am avut chiar foarte mare experiență, n-am fost foarte cunoscut. Am avut și o campanie electorală făcută la o limită a posibilităților materiale pe care ne-am impus-o chiar noi. Totuși ați obținut un prag de 15%. Da, 15% și se pare că este și un electorat care este structurat într-un anumit fel. Se pot trage concluzii, se pot face analize pe chestiunea aceasta. Cert este că m-am simțit antrenat. Și în momentul de față mă simt antrenat. Cei care au analizat campania electorală care a trecut peste Rădăuțeni au spus că Mircea Irimescu a reușit să tragă după el căruța unui partid, așa precum un partid n-a reușit să tragă prea mult căruța unui om. Nu știu acum dacă este așa sau nu este așa, orice caz, Partidul Național Țărănesc este un partid cu o istorie destul de apreciabilă. La nivel național, în afară de Ciuhandru pe la Timișoara, mai există poziții favorabile a PNCCD-ului? Partidul este într-un declin. Aici, în satele de lângă Rădăuți, au luat consilier la Putna, la Frătuții Vechi, la Milișăuți. Partidul este, evident, într-un declin. E posibil să-și revină, e posibil să nu-și mai revină partidul. Dar în împrejurările unor alegeri locale, unde problemele cetățenilor contează foarte mult și capacitatea partidului și a oamenilor pe care îi desemnează candidați de a discuta și de a ajunge la esența problemelor respective, se pot obține rezultate bune. Eu am toată admirația pentru partidul ăsta. Ați văzut emisiunea pe care am prezentat-o rădăuțenilor săptămâna trecută? Și ne-am oprit la formarea comisiilor din Consiliul Local. Am prezentat, de fapt, lansarea primarului, punerea în funcție a noului primar. Vestirea primarului, da. Ce părere aveți de aceste comisii care s-au creat și chiar și, de ce nu, de investirea în funcția primarului? Investirea primarului, nu comentez prea mult, a fost o parte care a fost mai mult oficială, oarecum ceremonioasă,
Dar la comisie am văzut un interes deosebit din partea consilierilor pentru unele sau altele dintre comisii. Am înțeles că din cele patru comisii, două ar fi mai importante, respectiv Comisia de Urbanism și Comisia Economică. Și aici a fost, să zicem, o bătaie pentru locuri în comisie. Dar există un algoritm de repartizare a consilierilor pe fiecare comisie, stabilit printr-un regulament aprobat printr-o ordonanță a Guvernului, și aplicând acel algoritm, a fost aproape de la sine modul cum s-au împărțit aceste comisii. Din ce comisie faceți parte? Eu fac parte din Comisia Economică. Noi am hotărât cei doi consilieri care suntem de la Partidul Național Țărănesc să venim în cele două comisii mai importante, ca fiind la mijloc, între cele două partide mari care sunt. Deci fără noi nu se face majoritate niciuna din comisiile astea și am dorit acest lucru. Eu am și o experiență în activitatea economică, colegul meu are experiență în activitatea de construcții, urbanism, arhitectură și am hotărât că vom analiza foarte bine, punct cu punct, orice proiect de hotărâre, orice document care le va fi supus aprobării, astfel încât să votăm numai și numai potrivit interesului public, potrivit binelui public. Tot de dumneavoastră a depins și alegerea viceprimarului. Da, este adevărat. La alegerea viceprimarului au contat două lucruri. Noi nu ne-am dorit foarte mult sau în mod expres un post de viceprimar, dar realitatea creată după alegeri a făcut să intre în calcul și o astfel de variantă și mai cu seamă am rămas până la urmă pe această variantă din dorința de a menține un echilibru în Consiliul Local, în, Consiliul Local, în administrația publică locală. Sunt multe semne de întrebare la începutul activității acestei noi administrații și am zis că este benefic pentru oraș să existe un echilibru, să nu se concentreze toată puterea în mâna unor oameni care eu le doresc tot succesul și dorim cu toții să facă numai bine, dar să nu ajungem în situația să regretăm pe urmă. Și fiind această situație, pentru controlul acestei activități la început, fără nicio pretenție de a cenzura, de a face opoziție, de dragul opoziției, de a ne opune, de a fi gică contra, sau cum mai se spune popular în alte zile, fără departe de noi orice gând de acest, de pe această poziție de echilibru, am spus să vedem faptele, să vedem acțiunile, să vedem proiectele, caz cu caz și vom merge pe direcția cea bună pentru oraș. Întoarcem nu este la... de niciun fel de nu este o contrare politică. Da, adică cum... Vreau să vă spun, domnule consilier, că și în mandatul consilierilor care nu mai sunt acum, la început era o oarecare încrâncenare politică, după care a existat o unitate a consilierilor în dorința de a face ceva pentru oraș, de a-și duce mandatul la bun sfârșit, de a nu fi huiduiți de oameni pe stradă, pentru că este un adevăr, oamenii așteaptă de la ei acele promisiuni din campanie și nu numai, ci așteaptă rezolvarea problemelor de zi cu zi cu care se confruntă cetățeanul. Și la începutul, atunci când era și pioneratul mandatului trecut, au existat oarecare încrâncenări politice, dar după aceea votul lor a fost mai mult pentru cetățean decât pentru partid. Ne întoarcem la comisia din care faceți parte, Comisia Economică. Știți poate cum stă orașul la ora actuală din punct de vedere financiar? Care este bugetul primăriei, datoriile primăriei? Pentru că am fost astăzi la primărie și m-am regăsit într-o scenă penibilă, aș spune, în care primarul avea un birou în stradă, lângă ușa primăriei, pe trotuar, lucru care, nu știu, nu mi se pare firesc. Chiar dacă vrei să faci o acțiune populistă, să demonstrezi că faci ceva, să vadă toată lumea că faci ceva, nu cred că asta înseamnă transparență. Nu știu, nu comentez, dar ceea ce vreau să spun, că, să zicem, instaurarea autorității persoanei de primarului față de salariați și pentru asta, poate fi și pe o cale, să spunem așa, mai exagerată, oarecum extravagantă, așa cum a făcut domnul primar în această săptămână,
probabil că va înceta această perioadă, că n-are cum să dureze foarte mult și vom ajunge la rezolvarea problemelor orașului, că asta e. Veneau la primărie cetățeni care au primit o hârtie de la NordGaz, cum că se va sista alimentarea cu gaz a orașului Rădăuți, motivând că trebuie să încaseze bani de la servicii comunale. Servicii comunale trebuie să încaseze bani de la primărie, primăria nu are bani, primarul ridică din umeri. Am auzit și eu că este o situație dificilă în legătură cu lichiditățile, disponibilitățile de plată ale primăriei, dar probabil că se va reveni. Ceea ce știu este că și guvernul trebuie să dea o subvenție în acest caz. Nu sunt numai datoriile la gaz, mai sunt datorii și la alte lucruri. Eu am spus și în campania electorală, mă așteptam să fie o situație economică dificilă, dar trebuie găsit soluții. Deci un oraș nu se poate închide nici chiar gazul, se va eșalona, probabil că se vor negocia anumite condiții de plată și se vor găsi resursele de plată într-un timp rezonabil ca să se rezolve toate problemele. Nu se pare o problemă majoră. În mai puțin de o săptămână, Rădăuțul va fierbe în sărbătoarea zilelor Rădăuțului. În anii precedenți se făcea o comisie, exista un om care conducea această comisie și care știa fiecare grup unde merge, ce trebuie să facă și așa mai departe. Credeți că zilele municipiului Rădăuți din acest an vor fi un eșec sau vor fi un succes? Prin prisma economică vorbind, pentru că se pare că situația e dramatică economică. Nu știu, nu cunosc cazul ăsta, nu știu ce să răspund. În mod normal, sunt oameni cu experiență care au făcut și anii trecuți aceste manifestări, le-au făcut destul de reușit, dându-li se un credit și un sprijin financiar necesar, ei vor ști să ducă lucrurile la capăt. Mă gândesc că nu va fi ceva cu totul nou acum. Și în general, dar s-a făcut vreo ședință extraordinară a Consiliului Local? Consiliul Local n-a fost implicat în această problemă. Eu totuși le dau credit că vor reuși să rezolve. N-ar trebui să fie implicat Consiliul? Rămâne la aprecierea primarului dacă convoacă Consiliul sau nu convoacă Consiliul. Probabil sau poate că i-a convocat strict numai pe cei din Comisia de Cultură sau... Eu nu cunosc chestiunea aceasta. Cum se poate menține o balanță a echilibrului între forțele politice din primărie? Problema este în Consiliul Local. Hotărârile care trec în Consiliul Local trebuie să fie foarte bine cântărite, totdeauna făcute public și capacitatea de a se opune prin vot unei inițiative a puterii care nu prezintă garanții că este chiar ceea ce trebuie pentru oraș, să se poate realiza în orice moment. Deci puterea să nu aibă posibilitatea, cum se spune, așa mai vulgar, să treacă pe bandă rulantă orice hotărâre. Să treacă, dar prin dezbatere. Și dacă este cazul... În campania electorală mi-aduc aminte că dumneavoastră ați susținut foarte mult transparența și consultarea cetățeanului. Cum se poate face asta în practică? E un lucru destul de complicat, va lua probabil timp, va dura până se va ajunge la o dezvoltare acceptabilă a spiritului civic. În orice caz, nu se poate face lucrul acesta fără participarea cetățenilor. Cetățenii sunt o prezență absolut esențială în acest joc democratic. An și an de zile, cetățenii noștri nu au dat dovada unui interes față de aceste activități din Consiliul Local. Pentru că lucrurile acestea nu pot fi realizate peste noapte, noi am pornit inițiativa creării unei asociații civice în care, la care... Noi fiind cine? Noi, un grup de intelectuali din Rădăuți, oameni și din presă, din mai multe domenii, care vor crea o asociație anume pentru asigurarea transparenței în activitatea administrației locale, prin educația publicului pentru actul democratic care trebuie și îl presupune această... Și vedeți viabilă crearea acestei organizații? Da, eu o văd foarte necesară. Săptămâna viitoare o vom lansa, vom face public prin presă statutul, vom face apel la populație să participe și să se înscrie în asociație. Asociația va dobândi personalitate juridică, va urmări pas cu pas tot ce se întâmplă în primărie, va edita lunar un buletin privind activitatea în administrația locală și
va avea și posibilitatea să conteste, să facă acțiuni în justiție, dacă în anumite situații se va impune această măsură. Va fi această instituție un fel de paznic, de ochi vigilent, un fel de dat peste mâna consilierilor? Da, se poate ajunge și la situații de astea conflictuale, eu sper să nu fie sau să nu fie generalizate, să fie pe anumite cazuri, dar trebuie să fie acea legătură cu populația. În acest fel să se facă un exercițiu și o pregătire a oamenilor, o atenționare. Nu se poate numai în campania electorală oamenii să aibă interes pentru lucrurile astea. Da. Într-un oraș care reduțul 30 de persoane s-ar putea găsi tot timpul să se știe exact și nu pe bârfe, pe lucruri manipulate, pe nu știu ce, care este situația. Bun, va purta un nume această organizație? Da, se va numi Împreună. Împreună. Da. Dacă această asociație ar fi fost în funcțiune în momentul de față, ea ar fi putut da un comunicat despre resursele financiare ale primăriei în momentul de față. Am încercat să obțin un comunicat de la domnul primar Aurel Olărean privitor la situația economică a primăriei, la prima săptămână de muncă în primărie, cum s-a desfășurat, și am fost trimis elegant la plimbare. Mi s-a comunicat că dacă se va face o conferință de presă, vom afla, dar până atunci nu dorește să comunice nicio acțiune pe care a întreprins-o în această săptămână. A ales această cale să își impună, să zicem, autoritatea în primărie. Nu știu, nici n-aș fi în stare să fac lucruri din astea, nici nu apreciez pe cineva care le face, dar dacă le-a făcut, le-a făcut. Important este să se termine lucrurile și să înceapă activitatea serioasă. Deci asta este. Să vedem primul proiect, să vedem prima convocare de Consiliu, să vedem prima informare, să vedem lucrurile care trebuie. Trăim cu speranța că Rădăuțu a intrat pe mâini bune și va fi în continuare bine condus. Va fi o primărie care să ne facă cinste nouă rădăuțenilor. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și am să încerc să țin aproape de această organizație pe care o înființați, chiar poate să aducem câteva imagini de la înființare în emisiunea viitoare pentru telespectatorii care privesc la Stop Cadrul Rădăuțean. Și eu vă mulțumesc și vă aștept. În atenția medicilor, în perioada 26-29 iunie la Sucevița se desfășoară workshopul internațional Biomaterialele și ingineria tisulară. Deci este al doilea workshop pe temă de biomateriale, biocompatibilitate și inginerie tisulară, dintr-o serie începută anul trecut în noiembrie. Participă colegi din Iași, colegi din Cluj, din București, de la Universitatea Politehnică, de la Institutul de Cercetări Biologice, la Institutul de Chimie și, bineînțeles, din afară, domnul profesor Hercule So din Strasburg, de la Universitatea lui Pasteur din Strasburg, care este și director științific al INSERM Strasburg. Cât durează acest workshop? Care este tema principală a lui și ce urmăriți să realizați după el? Da, ca durată începe mâine dimineață, în seara aceasta este primirea invitațiilor, mâine dimineață la 9:30 începem lucrările până duminică, iar ca și temă principală e problema biocompatibilității și a biomaterialelor utilizate în medicină, atât în chirurgie, ortopedie și cât și în medicina dentară, iar scopul principal este de a ne prezenta rezultatele cercetărilor în domeniul biocompatibilității, de a, să spunem, a suda, a face un fel de team building, deci de a suda colective de cercetare în vederea unor viitoare contracte și în vederea realizării unei echipe care să testeze biomaterialele care doresc să intre pe piața românească și care, și în urma acestor teste, ele să fie aprobate sau nu. Fără îndoială, după intrarea României în Uniunea Europeană, am avut și noi acces la anumite materiale și chiar aceste biomateriale din domeniul medical.
cum este la ora actuală cotată România ca piață medicală în rândul celorlalte țări? Din punct de vedere al pieței acestor materiale, este, să spunem, un teren destul de virgin. La noi acum încep să intre o serie de firme cu care comercializează biomateriale. Mai mult până acum s-au utilizat în medicina dentară. Acum se urmează, noi testăm să fie introduse în circuitul medical, în practica curentă, o serie de biomateriale pentru chirurgia abdominală și, bineînțeles, pentru ortopedie. În ortopedie se lucrează de ceva timp cu biomateriale, dar acum au intrat, să spunem, materiale mai noi, cu diverse structuri, cu acoperite cu diverse alte materiale, colagenate, non-colagenate și mai departe. Stă medicul român umăr la umăr cu colegii lui din celelalte state? Încă nu, dar poate din punct de vedere al a ceea ce are al dotării materiale, să spunem, dar din punct de vedere al ideilor și al capacității de muncă și de a cerceta și a cunoștințelor, da, stă, poate chiar mai bine. Dar din punct de vedere al dotării, mai avem încă de lucrat la capitolul ăsta.